În mormântarea lui Marian Furcelea, băiatul de 9 ani găsit mort lângă o sondă de extracție a țițeiului, a atras un număr impresionant de protestatari ecologiști în localitatea prahoveană Aricești-Rahtivani. În primul rând să se ia măsurile de rigoare, să vadă ce impact are asupra mediului, asupra oamenilor și dacă prețul acestor extracții e destul de rentabil. Datorită inconștienței companiilor, vedeți, nici acum nu este îngrădit perimetrul, un copil a murit. Ei bine, noi știm foarte bine că momentul în care o să înceapă fracturarea hidraulică, vor fi sute, poate mii de asemenea cazuri. Protestatarii au spus că lucrurile nu mai pot continua așa, cazul nefiind unul singular în țară. Mai mult decât atât, au afirmat că vor deschide proces împotriva companiei care deține sonda. Din păcate, peste tot în țară s-au întâmplat, s-au mușamalizat și exact aceeași corporație a fost implicată. Aici a fost un caz, într-adevăr, singular cumva, dar foarte dureros. Este vorba de niște gaze convenționale, unde un copil a murit. Gândiți-vă că la fracturarea hidraulică este de 1000 de ori mai sever. Și sondele sunt puse exact la aceeași distanță. Deci este groaznic ce o să se întâmple. Asta cel puțin un pericol public. De ce? Păi uitați-vă și dumneavoastră unde sunt casele, unde e sonda. De a fost posibil și accidentul? Da. Păi trebuia să fim împrejmuite, nu trebuia să avem voie noi să fim aici. Sătenii spun că sonda a mai pus și în trecut probleme, dar paharul s-a umplut săptămâna trecută odată cu decesul băiatului. Acum 3-4 ani de zile mai a luat foc odată, dar autoritățile cam dor de spate de noi. Și trebuie să moară un copil acum ca să vină acum toate televiziunile să vadă ce se întâmplă în sat. Și credeți că se va schimba ceva? Când se schimba lumea asta poate. Nu o să schimbe niciodată nimic. Protestatarii s-au adunat și într-o benzinărie a companiei care deține sonda, unde au afișat mesaje împotriva colosului din domeniul petrolier.